Slăviți să fie Domnul! Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Aș vrea să citesc un verset din Sfânta Scriptură, din Cartea Evrei, capitolul 11, și anume versetul 7. Evrei 11 cu 7. Prin credință noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să-și scape casa, prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Amin? Vă rugăm, reocupați locurile. În primul rând, mulțumesc lui Dumnezeu care a pregătit pentru noi această frumoasă sărbătoare. În al doilea rând, mulțumesc fraților organizatori care și-au asumat riscul de a mă invita și pe mine la predică. Mulțumesc celor de acasă, din familie și din biserică, care mi-au dat mâna dreaptă de însoțire și în același timp v-au salutat cu două versete din Epistola Sobornicească a lui Iuda, și anume versetul 20 și versetul 21. Și în al treilea rând, mulțumesc anticipat tuturor acelora care, folosind expresia lui Pavel, mă veți suferi pentru câteva momente. Familia creștină, un subiect așezat de mult sub lupa scriitorilor creștini, a învățătorilor, a păstorilor, a psihologilor. Familia creștină este un subiect la care am meditat și am constatat cu resemnare și vă spun încă de la început, n-am găsit lucruri noi cu care să vă surprind și atunci mă rezum la a vă aduce aminte câteva lucruri pe care dumneavoastră le știți. Familia creștină în societatea contemporană am tratat-o eu nu ca două entități diferite, ci mi-am spus că familia creștină este inclusă în societatea contemporană, că de fapt societatea contemporană suntem noi, cei de la St. Pölten și alți câțiva până la 7,5 miliarde. Deci familia creștină suntem noi, dar pentru că ei sunt mai mulți decât noi, aș vrea să fac o precizare. Noi suntem cu ei, dar nu suntem ca ei. Din acest punct de vedere am putea trata familia creștină și societatea contemporană ca fiind două entități total diferite. Că așa după cum lutul și fierul din cartea lui Daniel nu s-au mai unit niciodată, așa nu ne putem noi uni cu societatea contemporană în idealuri, în trăire, în vorbire, în ținută. Dar familia creștină este inclusă în societatea contemporană. Frații mei, spuneam aseară într-o biserică aici că orice credincios trebuie să aibă în vizor două obiective. Potrivit cu cuvântul care îl spunea Pavel lui Timotei în 1 Epistolă, capitolul 4, versetul 16, fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Obiectivul nostru este în primul rând, dați-mi voie să fiu puțin egoist, de a mă mântui pe noi. Eu vreau să mă mântuiesc în primul rând pe mine și Dumnezeu să mă ajute. Iar voi vă dați voie să fiți egoiști în privința aceasta și să spuneți ca Petru, să dobândiți ca sfârșit al alergării voastre mântuirea sufletului. Dar în același moment avem în vizor al doilea obiectiv. Dumnezeu prin mine vrea să mântuiască pe alții. Să se împlinească prorocia din Isaia 54, lărgește locul locuinței tale, întinde funia la dreapta și la stânga. Și prin mine Dumnezeu vrea să cheme oameni.
Cântarea care aminteam aseară spune: merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Suflete, nu poți aduce niciun singur snop, măcar. Ei bine, eu am luat versetul acesta și am vrea să-l aplic la viața de familie. Care e scopul lui Dumnezeu și ce trebuie să gândesc eu cu privire la familie? În primul rând îl rog pe Dumnezeu, în fiecare clipă îl rog asta și îmi doresc nespus de mult ca eu și casa mea să fim mântuiți de Domnul. Amen. Și urarea aceasta o fac pentru toți cei prezenți aici, să dea Domnul să fiți mântuiți voi și casele voastre. Dar în același timp, prin familia mea, Domnul ar vrea să vorbească altor familii. Că e familia creștină și societatea contemporană. Domnul vrea ca familia mea să aibă un impact asupra societății. Prin familia mea, prin soția mea, prin copiii mei, prin mine însumi, Domnul vrea să cheme la pocăință vecini. Vrea să cheme prietenii mei de familie, vrea să cheme din familia mare, din rudeniile mele. Și aș dori ca Domnul să facă lucrul acesta prin noi. Pentru aceasta, astăzi, mi-am propus pentru început, nu vă speriați, e doar începutul, să am un cuvânt despre rolul bărbatului în viața de familie. Bărbatul, într-un fel, reprezintă în familie pe Domnul Hristos. În ierarhia divină, Dumnezeu, Hristos, bărbatul, nevasta și copiii. Bărbatul reprezintă pe Domnul Hristos. Domnul Iisus a avut trei mari oficii pe care le-a împlinit. El a fost preot, a fost proroc și a fost împărat. Bărbatul în casa lui trebuie să aibă aceste trei oficii. În primul rând, bărbatul în casa lui este preot. Amin? Vorbesc cu frații de aici. Voi sunteți o preoție sfântă. Voi sunteți preoți puși de Dumnezeu în casele voastre. Ce făcea preotul? Preotul mijlocea pentru familie înaintea lui Dumnezeu. Preotul lua poporul și îl ducea la Dumnezeu. Ce face astăzi tatăl în casă? Ce face azi soțul în casă? Își ia în fiecare zi familia. Își ia în fiecare clipă soția și copiii și îi duce mereu înaintea lui Dumnezeu. De aceea, bărbațe, trebuie să fie în primul rând oameni ai rugăciunii. Și să dea Domnul peste voi un duc de îndurare și de rugăciune. Spuneam că Domnul Iisus Hristos în al doilea rând a fost prorocul, vestit mai dinainte. Ce face prorocul? Dacă preotul ia pe oameni și îi duce la Dumnezeu, prorocul ia pe Dumnezeu și îi duce la oameni. Și prorocul este cel care face cunoscut voia lui Dumnezeu. Când veți auzi în biserică sau în casă, așa vorbește Domnul. Aș dori ca toți bărbații de aici, tați și soți, să împlinească cu cinste slujba de proroc în casa lor și să descopere întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu celor din casă. Ce face împăratul? Împărățește, guvernează, hârmuiește. Dumnezeu spunea despre Avram, Genesa parcă 18 cu 18, căci eu îl cunosc bine pe Avram și știu că Avram va porunci copiilor săi și casei sale. Câteodată, bărbatul trebuie să poruncească. Nu știu dacă le place la surori predica de azi, nu știu dacă le place la copii predica de astăzi, dar bărbatul în casă este cel care cârmuiește, care conduce, care stabilește programul, care stabilește vocabularul, care stabilește emisiunile, care stabilește ținuta și este cel care cârmuiește familia. Să ne dea Domnul multă pocăință, amin? Frații mei, am citit aici un verset. Vorbind despre rolul bărbatului în viața de familie, am ales un om al lui Dumnezeu. Și aș vrea să prezint familia creștină ca o călătorie pe mare, o călătorie cu corabia. Societatea actuală se află între două judecăți a lui Dumnezeu. O judecată trecută de mult, de vreo 4.000 de ani, și o judecată care va veni și e foarte aproape, e lipită de noi.
O judecată și o pedeapsă teribilă care a trecut și care se numește potopul de ape și care nu se va repeta, că avem în nor pus curcubeul, și o judecată viitoare aproape de noi care se numește potopul de foc și pare mai grozavă decât prima. Noi ca și societate ne aflăm între aceste două judecăți a lui Dumnezeu. Departe de una care a trecut, foarte aproape de una care a venit. În Romani capitolul 15, versetul 4, spunea Apostolul Pavel că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Uitându-mă la judecata trecută a lui Dumnezeu, la cataclismul ăla total care spulbera cu valurile sale toate ființele vii de pe pământ, am constatat un miracol, o minune, că dintre ființele vii, un om a scăpat. Și nu numai că a scăpat el, a scăpat întreaga lui casă. Asta îmi spune mie că și de la iminenta judecată viitoare, de la potopul de foc care va veni, sunt oameni care vor putea să scape. De ce au fost scris? Pentru învățătura noastră, spunea Pavel în versetul care l-am citat. Și acum mă uit la Noe, la omul ăsta neprihănit care a reușit să scape casa și vreau să învăț ceva de la el, că marea mea dorință e să-mi scap și eu casa de la judecata și mânia viitoare a lui Dumnezeu. Dragii mei, vorbind de potopul acesta de ape, el nu se va repeta, a spus deja asta, dar un potop tot este. 1 Petru capitolul 4, parcă versetul 4, Apostolul Domnului spunea despre unii, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop. Ce fel de potop? La același potop de desfrâu și vă batjocoresc pe față. Trăim vremea unui potop de desfrâu, iar eu cu barca mea, eu cu familia mea, trebuie să trec peste desfrâul acestei lumi și să ajung în portul lui Hristos unde mă așteaptă. Frații mei, cu toată responsabilitatea o spun, apele din Apocalipsa reprezentau mulțimi și gloate și noroade. Iar apele de astăzi, societatea de astăzi, este o apă infectă, o apă otrăvită, care n-are ce să caut în corabia mea, n-are ce să caut în barca mea. Eu sunt preot, eu sunt cârmuitorul corabie, eu sunt pus de Dumnezeu să veghez în casa mea, ca nu cumva din potopul de desfrâu să se strecoare, că spunea în capitolul 2, același Petru, că în noroc s-au ridicat proroci mincinoși, după cum între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nemincitoare. Iar Apostolul Domnului, Apostolul Iuda, în versetul 4, spunea că sunt unii strecurați printre voi, care schimbă desfrânare harului Dumnezeu. Când definitiv nu mă interesează desfrâul din lume, nu mă interesează păcatele lor, dar ce-i marele pericol că unii încearcă harul lui Dumnezeu și mântuirea prin credință să o transforme în desfrâu, să ne păzească Dumnezeu de aceasta. Eu răspund de barca mea, eu răspund de casa mea, eu răspund de familia mea și dați-mi voie să vă spun că nu mai e potopul de altă dată când talarzuri să vină să-mi acopere barca. Nu, Dumnezeu nu îngăduie asta ca un val de desfrâu să intre în casa mea. Diavolul folosește o altă tactică, strecoară, o mică fisură în barcă, o mică spărtură în corabie și în fiecare zi se strecoară, se strecoară, se strecoară câte puțin păcat. Și la un moment dat ne vedem că în casele noastre avem păcat, avem nelegiuire că toate comitetele din Viena nu pot să ne facă curățenie în barcă. Doresc ca Duhul Sfânt în ziua de azi să ne lumineze mintea, fraților. Și tuturor bărbaților de aici, care sunteți preoți, care sunteți proroci și stăpâni în casele voastre,
să vă dea Domnul puterea să vegheați și cu barca vieții noastre, despicând apele lumii acesteia, cu legi drăcești, cu legi date împotriva lui Dumnezeu, într-o situație, într-o societate în care păcatul e promovat și ridicat la rang de virtute, voi, cei pocăiți din Viena, din Austria și de peste tot, să ajungeți cu barca odată la țărmul celălalt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Frații mei, vorbind despre noi, omul care și-a scăpat casa, aș vrea să-l prezint astăzi în fața dumneavoastră, că și eu vreau să-mi scap casa. Și voi vorbi puțin despre modul în care Noe s-a relaționat față de ceilalți. În primul rând aș vrea să vorbesc de relația lui Noe cu Dumnezeu, că asta e foarte important. Și Biblia prezintă în cartea Genesei, acolo în capitolul 6, Noe era un om neprihănit. Dragul meu frate, coleg și slujitor, dragul meu tată și soț care a venit la conferință, îți vei scăpa casa în momentul că tu ești un om neprihănit. Și spune Biblia că plin de o teamă sfântă, dacă lipsește ceva în zilele noastre, îi respectul și teama față de Dumnezeu. În Fapte 9:31 spune biserica se bucura de pace, se zidea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Despre Domnul e o prorocie făcută în cartea prorocului Isaia, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Până acolo e ridicată frica de Domnul la rang de plăcere. Mai avem noi frică de Domnul? Mai avem acea stare de neprihănire, despărțit de păcat, în trăirea noastră, în gândirea noastră și în umblarea noastră? De aceea recomand tuturor în ziua de azi, trăiți cu o teamă sfântă, cu un respect față de Dumnezeu, cu respect față de biserică și respect față de Scriptură. Că o spun cu părere de rău, că s-au mulțit anecdotele în casele noastre cu Sfântul Petru și cu Dumnezeu, cu raiul și cu iadul. Și bancurile spuse de noi la mesele de dragoste sunt auzite de copiii noștri, sunt preluate și subiect de râs și de glumă. Despre noi se spune că era neprihănit și noi e plin de o teamă sfântă a ascultat pe Dumnezeu. Vrem să plecăm acasă cu mai mult respect față de Dumnezeu. Să plecăm acasă cu mai mult respect față de Scriptură, față de slujitorii Domnului, față de Biserica Domnului. Noi e prezentat în Scripturi ca un om fără prihană. Noi e prezentat în Scripturi ca un om al credinței, înștiințat fiind de Dumnezeu de lucruri care nu se vedeau. El a făcut un chivot și a scăpat casa și prin credința asta a osândit lumea și a fost moștenitorul mântuirii care se capătă prin credință. Așa de mult doresc și mă rog ca ucenicii de altă dată, Doamne, mărește-ne credința. Avem făgăduințele lui Dumnezeu, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine facem că luăm seamă. Avem spusele Scripturii, avem amintirile de altă dată ale părinților și bunicilor noștri. Avem atâtea lucruri care ar trebui să ne mărească credința. Că în Roman 10:17 spune, credința vine în urma auzirii. În fiecare zi auzim de lucrările Domnului, de minunile lui Dumnezeu, de promisiunile lui Dumnezeu. Și încă o dată mă rog, Doamne, mărește-ne credința. Noe, în final, spune Moise, umbla cu Dumnezeu. Dacă vrei să scapi casa, dacă vrei să salvezi familia, fratele meu, care ești soț și tată, umblă în fiecare zi cu Dumnezeu. Acum, cum era umblarea asta, nu înțeleg. Se spune de Enoch că a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. E frumoasă explicația acelui copil de la școala duminicală, că Enoch a umblat cu Dumnezeu
și într-o zi Dumnezeu l-a chemat la el și când a văzut cât de frumos, a spus, nu mai plec, rămân la tine. Pentru un copil de 7 ani e grozav de explicația. Eu nu m-am mulțumit cu aceasta. Și am spus, oare cum pot eu astăzi în Viena, în Austria și în Bosanci, dacă vreți, să umblu cu Dumnezeu? Și tot gândindu-mă la aceasta, mi-am adus aminte de un cuvânt care spune în Ioan. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. A umbla cu Dumnezeu înseamnă a umbla cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu a-l purta într-un borset, nici a-l purta sub soară, ci a păstra cuvântul în inimă și a-l împlini în fiecare zi, în fiecare clipă. Să ne ajute Domnul, amin? Iată dar cum omul acesta Noe s-a relaționat față de Dumnezeu. Om neprihănit și cu respect, cu o teamă sfântă. Om al credinței și om care împlinea voia lui Dumnezeu. Și când umble cu Dumnezeu, din umblarea aceasta vor decurge niște beneficii. Că la un moment dat, Dumnezeu stă de vorbă cu Noe și îi descoperă planul pe care îl avea el în vedere. Bărbatul în casă, soțul, tatăl din casă, trebuie să înțeleagă care este voia lui Dumnezeu. Să-i descopere Dumnezeu planul cu privire la casa lui și la familia lui. Că vine însăși Domnul Iisus în Matei și când vorbește de revenirea sa în slavă, spune că ai doma ca în zilele lui Noe, când oamenii beau și mâncau, zideau și sădeau, se însurau și măritau și n-au știut nimic până când a intrat Noe în corabie. Deci iată că mulți oameni n-au știut nimic, dar Noe a știut. Unii n-au știut, iar alții au știut. De ce unii n-au știut? Că Petru spune că Noe era un propovăduitor. Aveau urei, dar n-auzeau. Și aveau ochi, dar nu vedeau. Până când a intrat Noe în corabie și s-au strânit stihiile și pedeapsa lui Dumnezeu. Dar dacă mulți n-au știut nimic, cineva a știut. Prietenul lui Dumnezeu a știut. Ar trebui să umblăm cu Dumnezeu? Să fim prieteni cu Dumnezeu? Să cunoaștem planul lui Dumnezeu pentru noi și casa noastră? Doamne, ajută-ne la aceasta! Și nu numai că au știut planul lui Dumnezeu, dar au beneficiat în mod specific de ajutorul lui Dumnezeu. Că Noe nu fusese corăbier niciodată și nici nu fusese pe un șantier naval, dar a venit Dumnezeu și i-a dat măsurile și i-a dat dimensiunile și oamenii de știință spun că este corabia ideală care a proiectat-o însăși Dumnezeu. În mântuirea casei mele, în mântuirea familiei mele, Dumnezeu nu numai că mă înștiințează de judecata viitoare, dar mi-acordă ajutor. În mod specific, Dumnezeu se îngrijește de casa mea, așa se facă și cu voi. Frații mei, mă uitam la relația lui Noe cu familia. Și asta e important. El comunică cu familia și descoperă planurile lui Dumnezeu celor din familia lui. De ce i-a set ham Iafet? De aceea nevasta și nurorile au intrat fără crâcnire în corabie. Pentru că Noe stă de vorbă cu familia și Noe comunică cu familia. Atâția bărbați obosiți, atâția bărbați de pe șantier, atâția bărbați odihniți la calculator, atâția care urmăresc știrile, știri sportive. În România e o frământare care, mulțumesc Domnului, că nu m-a atins cu nimic despre alegerile care vor veni. Atâta vorbim cu unii și așa de puțin vorbim cu cei din casa noastră. Așa de puțin vorbim cu cei din familia noastră. Și frații mei, obiectivul nostru, în primul rând, să ne mântuim pe cei din casă. Chiar folosi unui frate să fie mare evanghelist, să aducă Domnul la mântuire mulțimi mari, dacă casa lui și-o pierde, dacă familia lui și-o pierde,
Eram într-un autocar, într-o excursie și un frate în vârstă, un bun predicator, a fost invitat să vină la microfon să spună câteva cuvinte celor din autocar. Și fratele a refuzat și a refuzat și silit de alții s-a dus la microfon și a spus: frații mei, copiii mi-au luat Biblia din mână, nu mai am ce să spun. Și plângând a luat loc undeva în spatele autocarului. Chiar dacă ar fi un mare misionar, aș avea un renume grozav, dar inima mea de tată, când copilul e plecat în lume, când copilul nu mai vine la adunare, când copilul meu se drogează, când copilul meu are comportări necreștine, care ar fi satisfacția mea de tată, care ar fi împlinirea mea de părinte? Dar de multe ori vinovați suntem noi, că nu ne facem timp pentru noi și casele noastre. Nu ne facem timp pentru copiii noștri. Este un reproș al soției mele, care spunea: măi omule, toată ziua te duci de acasă și n-ai timp să stai de vorbă cu copiii tăi. Vezi că au crescut și-s mai mare decât tine. Și mi-aduc aminte, cunosc o tânără care a trimis un bilet la anvon, la păstor, și a spus: dacă n-ai timp pentru mine ca tată, fă-ți timp pentru mine ca păstor, că și eu sunt din biserica ta. Că omul ăsta era ocupat cu multă slujire și voia fata să-i spună ceva și niciodată nu avea timp, până au primit biletul acesta: dacă nu ești tată, fii măcar păstor. Noe a comunicat cu copiii și a făcut timp să stea cu copiii săi. A făcut timp să-i spună neveste și nurorilor sale că există o judecată a lui Dumnezeu. Și asta trebuie să facem și noi. Noe, în al doilea rând, a fost un exemplu personal. Mie îmi place mult asta. Când a primit Noe porunca, îl văd cu securea plecând în crâng și doborând lemnul de gofer ca să-și facă corabie. O văzut copiii lui, nu știu, l-a ajutat sau nu. Am cercetat și nu mi-am dat seama. Dar în fiecare zi Noe lucra la corabia asta și era un exemplu pentru familie. Doresc ca părinții de aici să fie exemplu pentru copii. Când am predicat odată la o binecuvântare de copii, mi-am adus aminte de binecuvântarea fiilor lui Iosif, de Manase și Efraie. Când Iosif îi aduce înaintea bătrânului său tată și când era gata să-și plece, să spună mâinile, să-l binecuvinteze pe Manase și Efraim, Iosif face un gest parcă de neînțeles. Spune Scriptura că îi îndepărtează pe copii de genunchii tatălui său și se aruncă cu fața la pământ înaintea lui Iacob. Manase și Efraim l-au perceput pe Iosif, pe tatăl lor, ca guvernator, ca prinț, ca omul care măsoară grâul cu pumnul. Era omul în fața căruia se plecau toți egiptenii. Și dintr-o dată o scenă neobișnuită, însăși tatăl lor ce respectat, se aruncă cu fața la pământ înaintea unui bătrân care miroasa oaie, cu conjoc și cizme. Și automat i s-a întrebat: dar cine-i bătrânul ăsta? De însăși tatăl meu se pleacă. Și parcă îl văd pe Iosif spunând: băieți, ăsta-i tata meu. Am avut curajul când tatăl meu de 80 de ani sta pe ultima bancă, când îmi trăiau părinții, că acum eu chema Domnul acasă, la o binecuvântare de copii, m-a ridicat și am spus: să dea Dumnezeu copiii mei să mă asculte pe mine cum am ascultat eu de mama și de tata. N-am mai mari pretenții, nu-mi doresc mai mult decât să mă asculte copiii pe mine cum am ascultat eu de părinții mei. Poți spune și tu același lucru? Ești un exemplu acum, tu ești tatăl. Cum te porți cu tatăl tău? Cu mama ta, odată eram la spital, un lucru mi-a plăcut extraordinar. Era aglomerație la urgență, salvări, sirene, medici. Dar a venit cineva cu o mașină din străinătate, domnule, cu un jeep, și-o coborât, eu spun că era pocăit, o doamnă elegantă, dar cu batic pe cap, și-o plecat în partea cealaltă a mașinii, și-o deschis portiera, și-o coborât o bătrână, cu bondiță de aceea națională, și-o luat-o pe după de mână și spunea: hai, mamica, cu mine. Și cred că avea aranjat că s-o dus într-un birou. Și eu în urma ei am clădinat din cap și am spus: bravo ție, mă! Bravo ție! O femeie bătrână, zbârcită, cârbovită, o femeie cu o bondă pe dânsa, era purtată probabil de fată, de noră, așa ca o regină, și dusă înăuntru.
Și lucrul ăsta eu nu-l pot uita. Aveți părinți în țară, aveți mame în vârstă și tați. Când le-ați dat ultima dată telefon? Care-i viglasul când vorbiți? Care-i timbru voce? Când vă suiți pe avion, așa, să le faceți o surpriză, să o mai îmbrățișez odată. Acolo vi-s părințe, acolo vi leagănul vostru, acolo vi copilăria voastră. Haideți să rămânem români și haideți să rămânem copii încă ascultători de părinți, să ne ajute Dumnezeu. Amin. Eu văd în familie din Israel o scenă. Eu văd un tată cu încălțămintea în picioare, cu mijlocul legat, cu toiagul în mână, cum frige un miel la foc și îl mănâncă cu verdețuri amare. Și se apropie mezinul și spune: tata, ce-i asta? Asta e noaptea de Paște. În noaptea asta Dumnezeu ne scapă. Când te-o văzut pe tine copilul ultima dată în rugăciune? Să te surprindă undeva în camera ta. Mama mea a rămas orfană de mamă de la 6 luni. Și când avea 5 ani, pe bunicul o dus la Cernăuți pe 25 de ani, din care au executat 4 ani și 8 luni. Îmi spunea: Dragoș, a rămas 3 copii ai nimănuia. Am mâncat pe unde am putut, am dormit pe unde am putut, la mila fraților din adunare care nu au fost arestați. Și acum ea mergea la mine, se uita de multe ori și după ce pleca musafir păstor, îmi spunea: nu-mi place pocăința ta. Prea mult râs între voi, prea puțină rugăciune. Și de multe ori mă duceam să-i spun ceva și mama mea era îngenunchiată în căsuța ei, în camera ei, și nu o deranjam. Și mă duceam și munceam și mă duceam poate peste o oră să-i spun ceva și mama era pe genunchi și ceasuri în șir se ruga pentru mine și pentru frații mei ca Dumnezeu să ne facă să rămânem credincioși. Și până acum Dumnezeu a făcut, toată familia noastră este în pocăință. Frații mei, mă gândesc la bărbații de aici, la voi care sunteți tați, la voi care sunteți părinți, fiți un exemplu pentru copii. Copiii voștri vor pleca de lângă voi, vor alege, știu eu, să plece, se vor căsători, dar din când în când își vor aduce aminte de jertfa de familie. Își vor aduce aminte când tata citea în Scriptură și le-o explica. Își va aduce aminte de acea cântare cântată împreună cu toată familia. Fiți un exemplu și Dumnezeu să vă ajute. Noi, în relația lui cu familia, spuneam, comunică. Noi, în relația lui cu familia, este un exemplu. Și textul citit mă face să cred că Noe a așezat corect prioritățile în viață. Eu nu-l văd pe Noe după ce Domnul i-a spus de potop că mai construiește încă 7 case pentru el, că știa că vine năvala de ape. Noe se preocupă în mod special de planul lui Dumnezeu. Oameni buni, așezați prioritățile în familie în mod corect. În primul rând, Dumnezeu și mântuirea, după aceea casa și averea. Știți voi cât îți de scumpi banii? Sunt lucruri scumpe în lumea asta, dar banii se pare că sunt cel mai scump. Pentru bani se plătește mult, pentru bani se distrug relații, se pierde pocăința, pentru bani se ajunge la divorț, pentru bani plecăm din adunare, pentru bani, și banii sunt foarte scumpi. Întâi puneți pe primul loc în casa voastră mântuirea caselor voastre, mântuirea soției și a copiilor, mântuirea voastră personală și celelalte lucruri Dumnezeu ne le dă pe deasupra. Spuneam că în urmă cu 2 ani, în adunarea noastră, a venit un bătrân, a ridicat așa mâna în sus și a predicat 40 de minute de așa cu mâna în sus. Și spunea: fraților, mai am un pic și intru în a 200. Fratele avea 99 de ani. Și a spus: nemulțumiți. S-a uitat la băieții de la cor, se spunea: nu-s destul de bune mașinile, nu, nu merg tare, făcea el. Că predica asta eu nu o pot uita. Și spunea: eu am mers până la Stalingrad pe jos 3 ani și jumătate. Și uite, am venit înapoi și-s cu voi. Și o vorbit de mulțumire și nemulțumire. Și nu pot uita predica aceasta.
Pentru că ne-am învățat să fim cârtitori, ne-am învățat să fim nemulțumitori, ne-am învățat să lucrăm și schimb 1, 2 și 3. Când am fost în America, prima dată, aveam un verișor acolo. Și pentru că am ajuns în orașul lui, l-am sunat și am avut grijă să-i spun: vărul meu, sunt de seară la voi la adunare, am unde să dorm, am ce să mănânc, o îngrijesc frață de mine, dar pe tine aș vrea să nu mai să te văd. Și el îmi spune: Dragoș, îmi pare rău, noaptea asta lucrez până la miez în nopță. Și eu zic: nu-i nimic, mâine sunt în oraș la voi și abia pe la amiază plec. Hai mâine dimineață să ne întâlnim. Și el îmi spune: îmi pare rău, mâine dimineață de la 5 am alt job. Și am spus: măi, și cum îți permiți de la 12 noaptea până la 5 să te mai culci? Dacă tot ai venit în America după dolari. Frații mei, așezați prioritățile în familia voastră în mod corect. Întâi Dumnezeu, întâi casa, ai familia, ai mântuirea și celelalte, Dumnezeu ne le dă pe deasupra. Nu se moară de foame nici în Austria și nu se moară de foame nici în România. Că cel care a învățat Tatăl nostru îmi dă pâinea fiecare zi. Pâinea mea nu-i la austrieci, nici la politicieni din București. Bucata mea de pâine îi la Dumnezeu. Eu mă ridic și spun: pâinea cea de toate zilele, dă-mi-o azi și Dumnezeu ne-o dă. Slăviți să fie numele Său. Relația lui Noe cu societatea, că vorbim de societatea contemporană. Noe era fără pată între cei de vremea lor. Și nu mi-ajunge vorba să vorbesc, timpul să vorbesc de pată. Dar aș vorbi de petele din Vechiul Testament, de petele de pe trup, de petele de pe haine, de petele de pe casă, era lepră. Lepră pe trup, lepră pe haine și lepră în casă. Mai avem pete în viața noastră? În cugetul nostru mai sunt? Mai avem păcate în ținuta noastră, în vestimentația noastră? Mai suntem păcătoși? Mai avem pete în casele noastre, pe pereții noștri, care reprezintă păcatul? Să ne ierte Dumnezeu. Noi era fără pată, căci biserica din Efeseni îi fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Așa să fie familie de aici. Fără pată. Hai să vă povestesc ceva. În urmă cu o lună, eram într-o biserică din Londra, păstorită de fratele Cornel Nistor. Eram cu un frate proroc. Un singur program am fost la ei. Am predicat, s-a terminat adunarea și fratele Cornel ne spune: măi, veniți undeva la rugăciune. Biserica se află după a 21-a de zi de post și vrem un răspuns de la Domnul. M-am uitat la oamenii aceia și dintr-o dată mi s-a părut uriaș. Niște băieți tineri, niște frați tineri, niște frați mai slabi, după 21 de zile de post. Și ne-am plecat pe genunchi. Și prin prorocul care era cu mine, spune frate Cornel: am văzut în adunarea voastră o pată mare. Că de aia am spus că vorbesc de pată. Noi era fără pată între cei din vremea lui. Am văzut o pată mare făcută. Se vedea de departe. Și voi mulți slujitori și mulți din multe familii s-au apucat să astupe pata asta și voiau să strângă mizeria aceea și au reușit să strângă ceva din area aia, dar pata a rămas tot pată. S-a uitat frate la noi și ne-a spus: avem o familie, un tată a 5 copii, o lăsa nevasta și copiii și a luat o altă soră din adunare, mama a 4 copii. Și e o pată pentru noi. Și biserica are 21 de zile de post. Să schimbe Dumnezeu ceva, să-l aducă pe bărbatul înapoi. Și Biblia spune că Noe era fără pată între cei din vremea lui. Așa să fie frață din Austria. Așa să fie tață și așa să fie soță din Austria. Doamne, ajută-ne la aceasta. Noe era un propovăduitor al neprihănirii. Și Noe era un judecător. El a osândit lumea de atunci. Nu sta pe scaun de judecător, dar prin comportarea lui judecă și osândește lumea. Mergeam odată prin sat, din fața mea venea un om bătrân
Și eu îl văd că e cu țigara în gură și venea el pe drum la vale. Și el când mă vede la câțiva metri, palmează țigara ca un școlar. Și eu stau de vorbă cu el, îi dau bună ziua, ce faci, bade, de unde vii? Dar pe el îl arde țigara, așa cum îi prinde pedagogul în toaletă, pe unii fumând. Și la urmă scoate țigara, râde și îmi spune, mi-a fost rușine de tine, băiete. Te-am auzit predicând la mormântări, te-am auzit la priveche, la cutare și când te-am văzut mi-a fost rușine de tine. Eu m-am bucurat că eu, cu predica mea și cu viața mea, l-am osândit pe el care nu trăiește frumos. Voi știți că atunci când aveți o casă frumoasă, o familie creștină binecuvântată, când aveți fete și băieți educați și pocăiți și cuvincioși, voi prin asta judecați societatea contemporană? Că ei rămân de rușine la porți când stau de vorbă, dar noi nu rămânem, că ne temem de Dumnezeu. Să ne ajute Domnul, amin? Frații mei, înspre încheiere, aș vrea să amintesc un lucru. L-am numit eu gândul acesta, voi enumera scurt, pericolele călătoriei pe mare. Și n-am un verset din Scriptură acum, dar am un verset din Eminescu. L-am mai citat eu pe la unele nunți prea moderne și prea lumești. Și spunea Eminescu așa, dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Câți din acei care se țin de mână că li se albăstresc unghiile în fața amvonului vor ajunge la 80 de ani în partea cealaltă, tot ținându-se de mână? Și de ce în adunările noastre, și de ce în vremea noastră se înmulțesc divorțurile și neînțelegerile, și păstorii fac naveta și au cărare bătute? Personal m-am dus cu mașina și am luat un bărbat însurat și i-am spus, vină încoace, măi, unul noaptea, ai femeie acasă, vin încoace. O, frate Dragoș! Personal am luat o femeie și am dus la bărbatul ei, am bătut la ușă și am spus, e nevasta ta, măi. Da, bine, e face mofturi și o trebuie să stăm de vorbă și mulțumesc Domnului că i-am pus împreună. De ce avem atâtea probleme? Câte catarge se vor sparge? Câte din familiile astea tinere care pleacă cu muzică în marș ucrainien, câte vor ajunge în partea cealaltă? Sunt câteva pericole. Îmi dați voie să le enumer. E un război al națiunii. Deborah și Barak se luptă împotriva vrășmașilor. În Judecători, capitolul 5, au o mare victorie. Și acum se face un inventar. Și spune, mai mare lui Sahar au fost cu noi, ei au fost cu noi, ceilalți au fost cu noi. Și pentru ce ai rămas în staule? S-a ascult behăitul turmilor, îi spunea lui Ruben. La păraile lui Ruben mare au fost faturile. Și vine acum o seminție. Și întrebare, pentru ce a stat Dan pe corăbi? Eu de corăbi predic acum. Pentru ce a stat Dan pe corăbi? Pentru ce Isahara sta pe limanurile lui? Pentru ce câteva seminții se duc să moară în războiul sfânt, iar alții stau nepăsători? Primul pericol l-am numit eu nepăsarea. Familii pe care nu interesează ce e în adunare, nu interesează când e studiu, când e stăruință, când e priveci, când e mormântare, când e colecta pentru îngrijirea casei. Nu. Ba încă unul îmi spunea, frate Dragoș, un an înscutit. Nu e scutit, de la pocăință nu sunteți scutiți nici o clipă, nici un minut nu sunteți scutiți de la pocăință. Primul pericol, Dan stă pe corăbi. Nu-i doar capul de război lui Deborah și Barak, nu-i doar capul că vrășmașă vin peste ținuturile lor. El stă liniștit pe corăbi, e nepăsarea. Să nu fie aici nicio familie nepăsătoare. Amin? Al doilea pericol, Iosafat. Se unește cu Ahaz, spune în cartea Cronici, a doua Cronici, și au făcut niște corăbii să ducă să facă negoți. Dar vine un proroc și le spune, pentru că te-ai însoțit cu omul acesta, cărui purtare este rea, Domnul sfărâmă corăbile. Și au venit pe mare o furtună și le-au sfărâmat și le-au necat corăbile. Al doilea pericol, știți care? Însoțiri păcătoase. Societatea contemporană e mare. Sunt tot felul de familie. Care-s prietenii tăi de familie?
Care familie te vizitează? Care tineri vin la tinerii tăi? Cu ce băieți, cu ce fete ies copiii tăi din casă? Ce muzică ascultă copiii tăi? Însoțirile păcătoase distrug familie. Au fost familii care au ajuns la faliment că n-au știut să-și aleagă prietenii, că n-au știut să-și aleagă colaboratorii, că n-au știut să aleagă o familie chiar când mergi să mănânci un grătar, chiar când mergi la iarbă verde să iei o gură de aer. S-au dus cu familie cu care nu trebuia să ducă și au ajuns ei însăși de râs pentru că au umblat cu familie de râs. Al doilea pericol în reprezentarea aceasta a familiei ca și o corabie sunt însoțirile păcătoase. Să fim atenți și aici, amin? Al treilea pericol, Luca capitolul 5. Săvârșește Domnul o minune, dar bieții corăbieri constată că din pricina mulțimii de pești li se scufundă bărcile. L-a numit belșugul. În Austria e belșug, fraților. În Austria e multă bunăstare, emană opulența, casă făcută în țară, casă în Austria, mașini bune, mă uit la voi în parcare, mă uit la hainele voastre, mă uit la obrazul vostru și îmi dau seama că trăiți bine. Nu cumva belșugul acesta pe care vi l-a dat Dumnezeu să fie un pericol, să vi se scufunde corăbiile, să uitați de adunare, să uitați de Domnul, să uitați de săraci, să uitați de suflet, Dumnezeu să ne păzească. Și al patrulea pericol din Fapte 27, parcă, o călătorie groaznică. 14 zile, 267 de oameni stau trântiți cu fața la pământ, ni bărberiți, cu ochii în fundul capului, nu văd nici soare, nici lună, nici stele, aruncă grâu în apă, aruncă uneltele corăbii în apă, așteaptă să moară. Și la un moment dat vede Pavel că niște oameni încearcă să fugă din corabie și îi spune sutașul, dacă oamenii ăștia fug, nu puteți fi salvați. Și i-au reținut pe corăbiere acolo, pe corabie. Al patrulea pericol l-am numit eu abandonul. Îi furtună în casa mea, probleme, în adunare, în familia mea, plec! În eu o garsonieră, plec de acasă, nu vreau să mă știu de voi, mă duc în Italia, mă duc în Londra. Asta nu e o rezolvare, tați și soți de aici prezenți la conferință. De ce abandonăm familia? De ce abandonăm când e furtună și e greu? Ăsta e un pericol, dar nu e recomandare. Eu doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin? Gândul meu de astăzi, nu știu cât am fost înțeles, am vrut să vorbesc ceva de rolul bărbatului în familie. Am vrut să vorbesc de un om care a reușit să scape la pedeapsa lui Dumnezeu. Și nu numai că a scăpat el, a scăpat întreaga lui casă. Vă dau întâlnire, că nu știu dacă ne mai întâlnim aici, da sau nu, nu știu. Dar cu voi toți, frații mei de aici, tați și soți, să ne ajute Domnul împreună cu toți ai noștri, să ne întâlnim dincolo. Amin.